România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Stăruie încă ecourile discursului rostit de președintele Zelenski aseară în Parlamentul României. Iar noi avem de rezolvat o problemă la fel de importantă. De fapt, care este relația noastră cu vecinul de la Nord și ce ne împiedică să fie mai bună? Ați remarcat o teorie care a apărut în spațiul public românesc imediat după începerea războiului pe care Rusia l-a dus în Ucraina? Foarte multe voci de pe internet și-au adus aminte că România și Ucraina au o problemă legată de românii care trăiesc acolo. Dezbaterea aceasta a fost rară la noi, iar cea legată de pretențiile teritoriale ale României în Bucovina aproape inexistentă. Dacă despre Moldova mai vorbeam ca obiectiv național, despre chestiunea asta rare ori sau spre niciodată. Culmea este că această temă e intens folosită în aceste zile pentru a pune la îndoială ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei în războiul contra Rusiei. Dar, de fapt, care este problema? Cum arată ea și de unde au început aceste lucruri? Ați văzut aseară, în discursul președintelui Zelenski, un paragraf final foarte important, mai ales pentru clasa politică românească, a fost referitor la minorități, da? Iar președintele Zelenski, după ce președintele Ciolacu al Camerei Deputaților a pomenit de minoritatea românească, a spus: vom oferi sau propun un acord pentru viitor în care să oferim garanții absolute minorităților, inclusiv cea românească. O lege din 2017 a făcut multe lucruri grele pentru minoritatea românească acolo. Astăzi, la România în direct, a venit profesorul Armand Goșu. Vom vorbi despre lucrul acesta. Imediat vă dau numărul de telefon și întrebările pe care le punem în discuție sau subiectele puse în discuție. Dați-mi voie să-l salut întâi pe Armand Goșu. Bun găsit! Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Mare plăcere să vă revedem! Armand Goșu este probabil cel mai bun specialist român în spațiul rusesc și vă recomand cartea sa Rusia, o ecuație complicată, pentru a vedea că noi avem și o problemă de interpretare a spațiului rusesc. Armand Goșu, așa, un capitol din carte este dedicat școlii românești de, cum să spun, de analiza Rusiei. Și aici fac apel la tine. Haideți să vedem, începem de la discursul președintelui Zelenski. Care școală sublimă, dar nu prea există. Dar nu prea există, da. România a pierdut startul aici. E un discurs important. E un discurs important pentru relația bilaterală, pentru România, pentru România. E un discurs important pe plan internațional, pentru că e primul discurs după dezvăluirea crimelor rusești de la Bucea din Ucraina, Bucea, Irpin, localități în nordul capitalei Kiev, care au fost evacuate unde o contraofensivă armate ucrainiene a alungat armatele rusești. În Bucea, armatele rusești au stat aproape o lună și au lăsat în urmă pe străzi groapă de gunoi, erau gropi de gunoi în care au fost săpate, gropi în care au fost aruncate trupuri, în apartamente, în subsoluri de case, au fost găsite și identificate până la ora la care președintele Zelenski a venit în Parlamentul României peste 300 de persoane. Numărul lor este mai mare, undeva la 400. Urmează să fie săpate, cum să spun, cu arheologi, practic, să identifici și alte gropi comune, pentru că numărul gropilor comune este ceva mai mare decât s-a bănuit inițial. Între timp, astăzi deja apar informații despre crimele de la Irpin și crimele din alte localități, care unele localități se pare că au fost și mai lovite de, să spun, armata rusă și că împotriva populației civile iar s-au produs crime de o amploare mai mare decât la Bucea. Exact, dar la Bucea a fost șocul cel mare. Deci este prima localitate importantă, este un oraș în apropierea capitale, să spunem, nu știu, Otopeni sau Bragadir, în cazul Bucureștiului, deci localitate destul de mare, și șocul a fost enorm aici, pentru că armata ucrainiană a intrat împreună cu ziarii străini acolo.
Dacă n-ar fi fost Reuters, AFP, Associated Press, EFE, CNN să filmeze imediat și să transmită, pentru că televiziunile occidentale au rulat tot weekendul imagini cu grozăvia de la Bucea, poate că impactul emoțional nu ar fi fost atât de mare. Însă el a fost enorm, a nimerit chiar pe weekend, iar majoritatea liderilor politici din lume, de la președintele Americii până la, nu știu, șeful unui guvern dintr-o stară de care noi poate nici n-am auzit, au ținut să ia atitudine, să se manifeste public, să condamne aceste... De aceea și filmul care a fost prezentat de președintele Zelenski, da? Filmul care a fost prezentat în Parlament și care, sigur, a șocat pe foarte multă lume, dar el are importanța lui, acel film. Președintele venea chiar de la Bucea, cu două ore înainte, el fusese în localitatea Bucea, vorbise cu locuitorii, sunt imagini, acum e un război practic transmis în direct pe canalele Telegram, dacă le urmărești, poți să îți dai seama pe minute sau pe ore exact care este programul președintelui Zelenski, diversilor miniștri din guvernul de la Kiev, pentru că totul se transmite aproape în direct, deci emoția era, fața lui cu greu stăpânea plânsul, sunt imaginile de la, cu el la Bucea, și s-a întors și a avut discursul din Parlamentul României. Sigur că e un discurs în care a solicitat ajutorul României, un ajutor mai apăsat, cu cerințe concrete, cu blocarea porturilor și așa mai departe. Nu e adresat doar României, vorbește de porturile Europei, da. Nu s-a referit la Constanța, oricum nu sunt... În mod evident, avem această parte dedicată României și președintele Zelenski și-a ales cuvintele pentru că știe că în România e un teren fertil pentru diverse discuții. Și însăși declarații de ale președintelui Zelenski sunt puse la întrebare sau circulă în mod trunchiat de-a lungul timpului. De asta a existat pasajul cu minoritățile? Sau asta e o întrebare? Acum trebuie spus că România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană în care președintele Zelenski vorbește în Parlament, că a vorbit acum o lună în Parlamentul de la Londra, că a vorbit la Berlin, că a vorbit la Varșovia, a vorbit în țările baltice. Deci, în sfârșit, vorbește și în România, ceva de genul ăsta. Are asta însemnătate, Armand Goșu? Adică... Faptul că a vorbit cu întârziere, că sigur are o însemnătate, și dacă ne uităm și pe discursurile președintelui Zelenski, când face referire la diverse țări, la Ungaria, la... Referirea la România nu sugerează o relație foarte caldă cu România, deși România e vecinul de la vest cu care Ucraina are cea mai lungă graniță. Avem 650 de kilometri de graniță, mai mult decât are Ucraina cu Polonia, Slovacia și Ungaria împreună. Asta încercăm să stabilim astăzi. Cum e cu căldura acestei relații? De ce e mai proastă față de alții? Și vedem care motive sunt corecte și care sunt incorecte. Dau eu unul incorrect. În momentul ăsta, da? Este des citat pe internet o declarație a președintelui Zelenski care spune că Bucovina de Nord a fost ocupată de români, iar Cehoslovacia a luat Transcarpatia, da? E dintr-un discurs mai vechi al președintelui Zelenski lucrul ăsta. Ce nu spune nimeni după asta e că ambasada ucraineană la București a făcut o retractare și a făcut niște precizări. Dar lucrul ăsta lipsește și spune așa: ne cerem scuze, este o greșeală de traducere în engleză a discursului președintelui Zelenski, după care ambasadorul de la data respectivă face o precizare foarte lungă de jumătate de pagină în care explică ce a spus, de fapt, președintele Zelenski și ce nu s-a înțeles cum trebuie. Și nu era vorba de situația cu România și noi ne-am jucat cu granița. Deci, dacă vreți, este o abordare puțin putinistă, putiniană, care e adjectivul aici, a istoriei. Utilizarea istoriei în scopuri politice. Ori, eu fiind de meserie istoric, intru în panică de câte ori încep să văd și citesc, am schimbat mai multe informații înainte de emisiune, mi-ai transmis mai multe materiale și mărturisesc că m-au luat frisoane. Ți-am arătat ce circulă pe Facebook, da? Dar să știi că lucrul ăsta s-a întâmplat și acum 20 de ani în Rusia. Au început cu rescrierea istoriei. Menținem democrația, sigur, statul de drept, nu prea era el stat de drept, democrația, nu prea foloseau cuvântul ăsta, spuneau că e o democrație originală în Rusia, dar au început să manipuleze istoria.
Oricând un regim începe să manipuleze istoria, te gândești că în spate stau alte obiective. Iar în cazul Rusiei s-a văzut că obiectivul a fost consolidarea unui regim de autoritate personală care între timp s-a transformat în dictatură și care duce Rusia la dezastru de astăzi, care poate nu e vizibil, dar mâine va fi vizibil. Îți propun, Armand Goșu, ca pe parcursul emisiunii să explicăm și ce este cu legea pentru minorități, da? Ce înseamnă legea respectivă, cea din 2017? Da. Hai să mai spunem două lucruri care mi se par foarte importante. Discursul lui președintele Zelenski în Parlamentul României ar fi trebuit să fie un moment foarte important. Faptul că, din punct de vedere tehnic, a fost sabotat sau a fost altceva, în România nu a existat nicio emoție pe acest discurs. Faptul că discursul președintelui Zelenski a fost însoțit de niște discursuri autorităților de la București cu niște lideri politici care citeau greu de pe hârtie niște discursuri pe care probabil le vedeau pentru prima dată, și acum o remarcă specială pentru liderul PSD. A fost singurul discurs, deci speechwriter-ul lui este meseriaș. În rest, la nivelul primului ministru al României, o rușine ce a fost. Astea, atenție, astea sunt momente despre care copiii și nepoții noștri vor învăța manuale de istorie peste 50 de ani. Nu ai voie să ratezi așa ceva. Ei bine, clasa noastră politică a ratat întâlnirea cu marea istorie. 0372069599, dialog cu Armand Goșu astăzi despre relația noastră cu Ucraina. Sună așa temele de discuție. Ce credeți despre mesajul președintelui Zelenski? Care ar trebui să fie relația României cu Ucraina, cu toate datele pe care le avem pe masă? Este problema minorității românești de natură să împiedice ajutorul în război, dar chestiunile teritoriale pe care le mai avem în discuție? 0372069599, din acest moment declar dezbaterea deschisă la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare, suntem și pe Facebook. Știți că dialogul între ei merge ceva mai complicat, de asta răbdare când sunteți pe linia telefonică. Ovidiu, tu ești primul la 0372069599, te ascultăm. Bună ziua și mă bucur că v-am prins primul. Vă salut pe dumneavoastră, domnul Cătălin, invitat dumneavoastră și toți telespectatorii dumneavoastră. Vreau să spun eu în legătură cu relația dintre noi și Ucraina. Relația dintre noi și Ucraina, ce a fost până acum, eu zic că ar trebui lăsată puțin deoparte și ar trebui văzut lucrurile ce se întâmplă în momentele astea. Numai dacă nu știi ce înseamnă să îți părăsești țara, să pierzi tot ce ai avut și să dormi sub cerul liber, numai atunci poți să fii rău și să spui că, domne, noi cu Ucraina am nu știu ce, nu știu cum, nu ne-am înțeles bine și așa mai departe. Noi cred că ar trebui să fim foarte buni și să putem să ajutăm oamenii pe care putem să ajutăm, cu cât putem să ajutăm, pentru că este foarte, foarte important și pentru viitorul nostru și pentru viitorul lor. Și ce era acum câteva zeci de ani, era unele mentalități, acum este altă mentalitate. La noi, pe vremea lui Ceaușescu, altfel gândeam, de la Parlament, altfel se puneau lucrurile în discuție. Nu numai că așa vroiam noi să fim, așa ne conducea țara și așa ne învăța să fim. Eu zic că ar trebui să lăsăm asta cu ce a fost înainte și să ne uităm de acum în către viitor, să ajutăm populația ucrainiană, pentru că e foarte greu să-ți pierzi toată agoniciala, să-ți pierzi neamurile, să-ți pierzi frații, surorile și să putem să-i ajutăm. Eu nu înțeleg de ce statul din România nu pune mai multă bază să ajute cu banii lor. De ce trebuie să ceară ajutorul populației? Facem fonduri, donați. Eu cred că statul românesc ar avea posibilitatea să ajute foarte, foarte mulți ucrainieni. Deci, vis-a-vis de costurile... Scuzați-mă, vis-a-vis de costurile, da. Ovidiu, deci spui așa, că trecutul, așa cum este el marcat în relațiile noastre de diverse probleme, da, nu mai are atât de mare cădere. Păi, atunci, adresează tu mesajul tău, pentru că, uite, noi discutăm aici despre tot ce se întâmplă în România, dar internetul românesc și inclusiv clasa politică și politicieni vorbesc cu precădere despre aceste probleme dintre cele două țări. Da. Și atunci pot să le adresez un mesaj pentru a întări ceea ce spui. Eu aș vrea să fie
Nu, Doamne ferește, că nu aș vrea să fie. Dar în cazul în care România ar fi fost în locul Ucrainei, să vedem ce toți critici ăștia ar mai comenta. Vă spun eu că nu. Eu am fost plecat afară să muncesc, să-mi fac un viitor mai bun. Am dormit doar 3 zile sub cerul liber. Nu aveți idee ce înseamnă să nu ai unde să pui capul. Nu-i dureros. Foarte, foarte dureros. Foarte dureros. La asta ar trebui să se gândească toți politicienii noștri. Și dacă îmi permite să mă abat de la subiect, numai o secundă, vă rog. Mergeți, vă rog, în spitale și mâncați o mâncare de 11 lei pe 3 mese. Și aș vrea să-l văd pe președintele PSD doar 20 de lei pentru... Da, asta este doar un pic m-am abătut. Vis-a-vis mesajele lui Zelenski și... Nu știu dacă... Eu zic că ar trebui una peste alta să putem să ajutăm cât mai mult posibil până se termine războiul și după aia ar trebui să ne punem la masă, să comentăm și să vedem dacă avem ceva de recuperat sau dacă putem să ne întărim mai bine relația cu Ucraina și cu celelalte țări. Mulțumesc tare mult! S-ar putea ca războiul acesta să schimbe cu totul relația noastră cu Ucraina. Uite, Ovidiu e mai înțelept decât demnitarul român. Dacă el ar fi ținut un discurs ieri în Parlament, mergând pe ideea lui, domnule, trecutul lăsăm, o să-l mai discutăm. Voi ziceți într-un fel, dar pentru ce se întâmplă acum, pentru tragedia care se întâmplă acum, pentru refugiați, pentru asta, noi vă primim cu inimile deschise și vrem să construim un viitor altfel împreună. Nu a spus-o nimeni. Uite, acest om, da, care spune că din propria experiență a simțit ce înseamnă să dormi sub cerul liber și presupun că nu la 0 sau minus 7, minus 8 grade, cum era în Ucraina luna trecută, are înțelepciunea să realizeze lucrul ăsta. M-aș fi bucurat ca și politicienii români care au vorbit ieri să fi folosit prin paradigma asta să fi judecat lucrurile. 0372069599. Cum să arate relația noastră cu Ucraina și cum ne uităm la trecutul acestei relații? George, salutare, ești la România în direct cu Armand Goșu. Îl mai avem pe George? Salutări, vă salut. Salut, domnul Priblea, vă salut, domnul Armand Goșu. Mulțumesc mult că ați pus să spune și eu opinia. Relația noastră cu Ucraina cred că este mult influențată și de perioada sovietică. Totuși Ucraina așa are s-a năsat abrupt din Uniunea Sovietică. Și cred că mult... A fost Republica Sovietică, nu? A fost Republica Socialistă Sovietică Ucrainiană. Cred că cum ne priveau pe noi clasa politică sovietică pe român, cred că influențează și pe ei foarte mult cum ne-au privit de-a lungul timpului. Eu sunt de părere că ne-au privit un pic de sus pe noi românii, ucrainienii. Am fost poate o țară mai mică și mai neînsemnată în ochii lor. Acum, legat de toată treaba asta cu discursul președintelui ucrainian în Parlament, într-adevăr, clasa politică română a arătat cât de inaptă este și că nu reflectă cu adevărat gândirea oamenilor. Le-am încredințat voturile noastre să ne reprezinte pe plan internațional, să ne guverneze. Și mai devreme și domnul Armand Goșu a spus că antevorbitorul meu a vorbit mult mai, mult mai omenez decât au vorbit politicienii. Și mult mai cu tact și cu diplomație. De ce eu crezi? Sunt de părere cu antevorbitorul meu că Ucraina trebuia ajutată mult mai mult, inclusiv cu arma, cu echipamente militare, mult, mult, mult mai mult decât am făcut-o noi în România. De ce crezi totuși că această clasă politică din România a strecurat și aceste lucruri? A strecurat lucrurile astea pentru că, inclusiv, că ați vorbit de istoria, vedeți că de-a lungul gândirea asta care am avut-o de-a lungul timpului, noi românii, în raport cu toți vecinii noștri, cu toți avem câte ceva de împărțit și avem, inclusiv cu bulgarii, cu ungurii, și îți spune cuvântul, treaba asta spune cuvântul și în gândirea politicienilor. Pentru că în continuare, cred că o bună parte din electoratul PSD gândește, nu neapărat al PSD-ului, dar
gândește așa cu, nu neapărat cu prietenie sau cu, cu căldură la gândul că Ucraina a venit și a luat niște teritorii de la noi, că românii suferă acolo și lucrurile astea sunt exploatate, inclusiv de politicieni precum Șoșoacă, pe George Simion. Dar dincolo de nume, George, nu e datoare România să aibă grijă de oamenii de acolo? Ungaria o face cu asupra de măsură. Bineînțeles, dar nu, eu sunt de părere că ar trebui ajutați mult mai mult oamenii de acolo. Mm-hmm. Îmi pare că totul stă în balansare. Îți mulțumesc tare mult în balansare și în calibrare. De fapt, despre asta e vorba în acest discurs și cum îl folosești în aceste zile. Mă întorc o secundă. Ăștia sunt oameni mai... Ce faceți? Cum îi alegeți pe cei care intră în direct? Se scriu la telefon, da? Nu îi alegem, da? Și nimeni niciodată nu îi întreabă de opinie. Sunt uimit de inteligență, de echilibru, de empatie. Georgia este o problemă interesantă. Să ne uităm puțin în trecut. El spune, hai să ne uităm la istorie, puțin la perioada sovietică. El are aici dreptate. Dar trebuie să rețină un lucru. Chiar dacă era Federația Uniunea Sovietică, practic decizia se lua la Moscova. Iar la Moscova, după 64, relațiile între partidele comuniste români și sovietic nu au fost atât de bune. Și aici iar are perfectă dreptate, nu știu, poate că are lecturile necesare și, într-adevăr, sovieticii s-au uitat de sus la noi. Iar elita sovietică de la București e moștenitoarea Partidului Comunist Român. Deci are probleme cu Estul, pe când și elita sovietică de la Kiev e moștenitoarea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, deci are o problemă cu România. Și ăsta n-a fost un teren fertil pentru a construi relații bune după 1900. Foarte înțeleaptă și foarte bună observația lui. În același timp, și aș merge mai departe, a spune că noi am ratat momentul unei relații bilaterale sănătoase. După 90, în momentul destrămării Uniunii Sovietice. Pentru că încă exista Uniunea Sovietică când Parlamentul de la București cu Iliescu dorea să-l ajute pe Gorbaciov să mențină Uniunea Sovietică și înainte de referendumul pentru independența Ucrainei de la 1 decembrie 1991 a adoptat acea rezoluție de condamnare a pactului Molotov-Ribbentrop prin care practic România cerea teritoriile. Adică România era revanșistă. Avea pretenții teritoriale, dorea să revizuiască granițe, frontiere, ca să sperie alegătorul ucrainian care peste două zile vota la referendum pentru independență. Și asta că nu i-a ieșit... a fost menținută ani de zile. Chestia asta a fost menținută, atenție, asta e un setting al sistemului nostru de securitate și politică externă, această agresivitate față de Ucraina. De ce? Pentru că la noi elita de politică externă, aproape în integralitatea ei, provine din comunism. Se vechea securitate armată foarte multă și nomenclatură comunistă. Bun, ăsta e setting-ul. În 1990, după Revoluție, această elită politică care a pus mâna în decembrie pe puterea în România s-a simțit abandonată, a avut probleme în relația cu Occidentul, erau mineriadele, apăruseră dubiile, ce ați făcut voi la Revoluția din 89 decembrie, că parcă n-a fost ea Revoluție, ce joc a jucat KGB acolo, ce joc a jucat Securitate, că noi nici până astăzi nu ne-am lămurit ce s-a întâmplat atunci... Revoluție. Și atunci România, elita care s-a instaurat la București cu Iliescu, Năstase și toată garnitura roman, au avut nevoie de un sprijin extern. Pentru că în Europa Centrală se forma grupul de la Visegrad. Cele trei țări deja decolau spre Europa. Mai apoi au intrat primii NATO, au intrat primii în European. Iar România se simțea într-o zonă gri abandonată. Și atunci a zis, din punctul de vedere și amenințată de Ungaria, Cătălin Stribla, suntem de aceeași vârstă, trebuie să ne amintim ce a fost în martie 90, amenințarea a contat foarte mult la nivelul elitei. Sigur că unii nu credeau în ea. Și atunci au avut nevoie de Moscova și de asta Iliescu s-a dus să încheie tratatul cu Moscova. Rezultatul a fost că forțele rusofone din Ucraina au folosit acest discurs pentru a crea o anumită imagine României în rândurile cetățenilor ucraine. Forțele rusofone din Ucraina, Moscova a folosit. Da. Moscova până astăzi folosește presa română. Uite, România e revanșistă. România are revendicări teritoriale față de dușmanul vostru. Nu e doar Rusia, cum ziceți voi. Dar uite că și România, la vest, uitați. Dacă vrea să vă ia teritorii.
Are România cum să ia teritorii acolo? Pentru noi Moldova e obiectiv național, da? Păi, dar e obiectiv național în sensul integrării Moldovei, nu să ocupăm Moldova. Că nimeni aici, după ce ai recunoscut independența Republicii Moldova, nu spui că mai vrei să o ocupi. Dacă vii și spui lucrul ăsta, practic ar trebui să ieși din UE, din NATO. Nu se acceptă ceva în Occident, în lumea civilizată. Elena, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua tuturor! O să vă rețin doar câteva momente, pentru că trebuie să intru într-o ședință. Ceea ce vreau să vă povestesc tuturor este faptul că acest război și această pandemie ne-a schimbat pe toți. Ne-a schimbat inimile, amintirile, trăirile. Peste tot vedem numai panică, numai supărare, numai tristețe. Am auzit pe antevorbitorii mei cum că trebuie neapărat să apărăm cetățenii ucraineni. Sunt de acord, sunt de acord. Am plâns văzând imaginile din Ucraina, am plâns ieri, am plâns alaltăre, am plâns în fiecare zi când văd, și acum îmi vine să plâng când văd copii singuri, când văd părinți, bătrâni, animale. Eu sunt foarte mare iubitoare de animale. Tot timpul aud că guvernul României trebuie să facă lucruri bune pentru sinistrați și refugiați. Refugiații n-au fost doar astăzi, au fost și ieri și alaltări. Tot timpul pe teritoriul României au venit refugiați și au cerut ajutorul. Ceea ce vreau eu, și cu asta o să închei, este o solicitare a guvernului României să ajute românii. Pentru că există un trust, o bijuterie a României, o fabrică minunată, care într-adevăr a avut un patron rus, care rus nu a făcut el războiul, da? Și care sunt blocați și care astăzi, mâine, sunt 2500 de oameni, care astăzi, mâine, vor rămâne fără lucru din cauza acestui război, pe care nu l-au cerut ei. Au conturile blocate, au marfă în depozite, au familii, au copii, sunt familii de 3-4 copii care lucrează la aceeași fabrică. Despre care fabrică? Nu mi se pare normal ca guvernul României să nu facă nimic pentru acești români care sunt victime colaterale. Noi vorbim doar de victimele directe, sunt de acord. Dar există români, deci până să ajutăm pe frații noștri, trebuie să ne ajutăm pe noi. Despre care combinat, Elena, e vorba? Este vorba de combinatul OTMK. Deci Slatina și Reșița. Și nu uitați, care au avut un patronat rus. Au avut pentru că au gestionat acele acțiuni. Au gestionat acțiunile, da, și știu că situația era verificată de guvern, ca să vadă dacă e posibil de... Am auzit această știre la acum 2 săptămâni la Europa FM, da. Probabil că... Nu s-au dat salariile pe o lună, dar conturile sunt blocate. Deci, atâta timp cât tu nu poți să-ți plătești furnizorii, nu poți să duci marfa la clienți. Clienții noștri nu sunt, eu sunt un simplu angajat, domnule Cătălin. Deci, clienții noștri sunt în America. Noi n-am dat niciun leu, din câte știu, nu s-a dat niciun leu acelui acționar. Uite cum facem, pentru că știu problema de acolo, mulțumesc tare mult, într-adevăr, oamenii aceștia sunt pe listele, sau au fost pe listele europene, în care aceste afaceri erau blocate, da? Au fost câteva liste pe care le-a avut Ministerul Justiției în România, s-au uitat pe liste, au luat niște decizii. Sunt sute de mii de muncitori în toată Europa. Astea sunt cele mai mari. Sigur că guvernele au trebuit să aibă o dezbatere. Nu există o soluție în momentul ăsta sau nu există o deblocare? Sau guvernul privește cu un semn de întrebare cesionarea de acțiuni? Cred că ar exista. Sunt probleme sociale de tipul ăsta și în alte țări care au putut fi rezolvate. Nu înțeleg de ce guvernul României nu se inspiră din alte țări care s-au lovit de aceeași problemă și l-au rezolvat. Vorbim de 2500 de oameni. Dumnezeule, e foarte puțin. Sunt alte țări care au sute de mii de oameni care au firme rusești care au fost blocate. Deci imposibil să nu găsești autoritățile române nu au reușit să facă o transmisiune video.
Dar înainte să găsească o soluție atât de complexă pe cât e aceasta. Mulțumesc, Elena. O să le cer colegilor de la știri să se întoarcă la acest subiect. E important pentru 2500 de familii din România. Este teribil de important să poată munci și să-și ia banii. Ascultați România în direct. V-am întrebat astăzi care să fie relația noastră cu Ucraina și pe viitor și cum ne uităm la trecutul acestei relații, mai ales după mesajul președintelui Zelenski. 0372069599. Andrei, ești în dialog cu mine și Armand Goșu. Bună ziua, aș vrea să încep prin a vă saluta și pe noastră și pe invitatul dumneavoastră. Am puține emoții, n-am vorbit niciodată la radio, e prima oară. Și noi avem, să știți. Eu curaj, sunt din Reșița, curaj. Eu chiar sunt din Reșița și să știți, pentru un oraș de dimensiunea Reșiței, e grav. Pentru că TMK e cel mai mare angajator din oraș. Noi nu avem un mediu privat, acolo există doar câteva fabricuțe de automotive, e cel mai mare angajator. Și pe lângă cei 2000 și ceva de oameni, sunt, cred că, vreo 7-8000 care, familiile celor care lucrează la TMK. Și asta face un pic cam dificil situația la noi în oraș. Dar, mă gândesc că... Eu sper că, înțeleg că e foarte important pentru dumneavoastră, pentru prietenii dumneavoastră, că lucrați acolo. Da, eu sper că acest lucru, repet, e foarte important, nu vă... Eu nu lucrez acolo, Doamne ajută, n-am nicio legătură. Era doar o paranteză. Dar zic, nu vă determină pe dumneavoastră să nu faceți o analiză corectă a evenimentelor din Est, să nu manifestați, nu știu, empatie față de refugiații ucraineni. De când a început războiul ăsta, țin minte, a fost într-o joi dimineață la ora 5. Într-un am stat pe știri și într-un am încercat să mă informez. Deci nu, e vorba, n-aș fi de acord cu ce au făcut rușii acolo și nu sunt de acord ca combinatul respectiv să nu fie sancționat. Okay. Dar cumva oamenii aceia sunt nevinovați. Guvernul a trebuit să intervină. Ok. Tot. O să ne întoarcem la subiectul ăsta. Hai la ce vorbim astăzi. Relația noastră cu Ucraina. Noi ar trebui să avem o relație foarte bună cu Ucraina, pentru că spre ghinionul lor și spre norocul nostru, ei se află între noi și ruși. Și cred că orice om normal la cap din țara asta ar prefera să aibă vecini pe ucraineni decât să aibă vecini pe ruși sau un guvern rusofil. Pentru că în momentul ăla mă gândesc doar la gazele de pe platforma Mării Negre și mă gândesc la, cred că sunt vreo 15 ani în urmă, cu grăniciorul ucrainien, țin minte, ne împingeam balizele acelea care semnalau granița de pe Dunăre. Așa e. Că de pe brațul Chilia. Eu n-aș vrea să văd ambarcațiuni rusești că împing respectivele balize, pentru că ea le împing și nu le mai dau înapoi. Noi aveam așa un fel de ping-pong pe vremea aia, le împingeam. Nu, cineva avea campanie înapoi electorală atunci, în 2004, la primăria Bucureștiului, să juca cu balizele, ca să arate că e patriot. Da. Dar rușii nu cred că ar fi mers în niciun caz ping-pongul ăsta cu balizele și în niciun caz nu cred că rușii ar fi acceptat hotărârea aceea a Curții de Arbitraj de la Washington vis-a-vis de teritoriul românești. Nu. Și am avea foarte, foarte mult de pierdut. Asta trebuie să înțeleagă și conaționalii noștri, că ar fi fost bine să înțeleagă decidenții noștri. Lucrul ăsta care e elementar, pe care îl spuneți dumneavoastră, pe care l-au înțeles polonezii imediat, au simțit că un stat puternic, o Ucraina puternică, e garanție de securitate pentru întreaga Europa de și centrală. La București lucrul ăsta nu a fost înțeles. Deci dumneavoastră îl înțelege și nu vă ocupați de domeniul ăsta. Nu sunteți nici diplomat, nu faceți nici analiză de politică externă, dar l-ați înțeles. Explicați-mi mie, cum de 30 de ani elita noastră politică nu înțelege acest adevăr? Simplu, elementar. Dacă eu m-am informat cum trebuie, cred că sunt undeva la 600.000 de etnici români declarați care locuiesc. Nu, stați, asta cu etnicii români o să explicăm după aceea, că e mai complicat aici și poate că o parte din tensiune vine din neînțelegerea, necunoașterea dosarului. Nu, poate. Cred că e o minoritate atât de însemnată. Nu, e însemnată, dar e o dispută, să știți. Foarte puțin se declară români. Doar cei din nordul Bucovinei se declară români. Ei au făcut parte din statul România Mare. În sud, unde sunt destul de mulți, regiunea Odessa, aproape 400.000 se declară moldoveni. Iar ceea ce disputa României, supărarea României a fost că România acum, Ministerul de Externe, încearcă să-i oblige pe ucrainieni, autoritățile ucrainiene, pe Zelenski, să declare non-existența
iertați-mă cacofonia, nu, națiuni moldovene, limbi moldovene și nu mai știu ce. Da. Bun, oamenii ăia se declară moldoveni. Dacă tu le scoți cu rubrica moldoveni când e recensământul, poți să ai surpriză să declare ucrainieni sau să declare ruși. România, deci, asta zic, bă, vă dăm peste mână, voi sunteți români, băgați bine, deci, la cap. Armand Goșu, din cei 500, nu, sunt 500.000, 507.000 la ultimul recensământ, 507.000. Care, așa. 130.000 sunt declarați români, restul până la 507.000, ceva de genul ăsta, adică 300 ceva de mii, se declară moldoveni. Înțeleg? Și supărarea Bucureștiului asta e. În același timp și Chișinău are propriile lui jocuri acolo, pentru că și el zice, doamne, dar și noi, moldovenii, avem propria minoritate în Ucraina. Iar ucrainienii, acum am vorbit cu demnitarilor, mi-au zis, doamne, hai să punem la masă Chișinău, București și Kiev, vă decideți între voi ce faceți cu această, e o minoritate românească, e minoritate moldovenească, și ne anunțați și pe noi, că noi nu putem media între București și Chișinău. Tot nu înseamnă că oamenii ei au dreptul la școală. Da, în limba moldovenească. Au școală în limba moldovenească, în limba română. Au, asta este problema. Noi uităm un lucru elementar. Prin legea din 2017 s-au făcut niște restrângeri, dar Ucraina e o țară în stare de război. Așa. Da? Ucraina acum își întărește, vrea să-și întărească identitatea. Da? Pentru cetățenul adult ucrainian, el să știe limba țării. Cum cetățeanul adult secuiu sau maghiarul din România ar trebui să știe limba română, da? E un interes național al Ucrainei și un interes legitim. Și atunci nu-i lasă decât până la un anumit grad să facă școală în limba română, după care spun, te trec în limba ucraineană. Rușii ce spun? Rușii spun, păi vrem și noi același statut ca românii și ca ungurii. Adică rușii n-au nici ce avem noi. De ce? Pentru că ucrainienii au făcut prin lege, au spus, acordăm acest drept de învățământ în limba maternă țărilor din Uniunea Europeană, minorităților care au familie, adică români, până la clasa 7. Ok, deci, și nu, după aceea trece în ucraineană. Și după, nu, ei mai fac niște materii în ucraineană, că nu poți un copil, nu, sigur să e în România, nu, îl iei un ungur sau un neamț, îl înveți limba română, că tu-l pregătești să fie cetățean român, nu să fie cetățean ungur sau cetățean german. Deci, aici este și o lipsă de înțelegere, de cap. Și apoi, mai ai asociațiile românești din aceste regiuni, care sunt foarte vocali, dar care, atenție, au și ele propriile interese. Unele au chiar interese politice. Gândiți-vă că aceste asociații, nu toate, unele dintre ele sunt apropiate de partidul pro-rus al regiunilor. Românii de acolo au votat cu Ianucovici, adică e un tablou mai complicat. Eu aș fi preferat o abordare de tipul Poloniei. Dom'le, interesul național României care e? Ca să existe la granița de est, cum a zis dumneavoastră mai devreme, nu? Puternic. Un stat ucrainian puternic. E o garanție de securitate. Și pentru asta trebuie să sprijinim cu tot ceea ce putem. Din păcate nu ne putem sprijini pe noi înșine, dar să-i sprijinim pe alții. Aici. Asta e concluzia mai bine decât puteam să o fac. Într-un scenariu optimist, foarte optimist, mă gândeam din moment ce o să și ei, presupunem la un moment dat, vor accede în Uniunea Europeană, și să presupunem și mai optimist că nu vom mai avea granițe și comitant în spațiu Schengen înlărgit cu toții, nu va mai fi nevoie de toate tensiunile astea interstatale și tensiuni vis-a-vis de comunitățile românești și din Republica Moldova și din Ucraina. Din moment ce nu vom mai avea granițe, vom fi în aceeași Uniune, vom putea lucra ca și în toată Uniunea Europeană, munci fără să avem nevoie de drept de muncă și de permise speciale și așa mai departe. Deci nu prea văd de ce ar trebui să creăm noi sau să întreținem tensiuni cu ei atâta timp cât suntem pe aceeași, teoretic, am fi pe aceeași direcție. Îți mulțumesc tare mult, Andrei. O să prelungim emisiunea după ora 14, așa cum facem în mod obișnuit când vine Armand Goșu și ascultăm explicațiile sale foarte limpezi și foarte interesante. Gabriela, avem vreme să ne salutăm, după care continuăm discuția imediat după publicitate. Salutare! Bună ziua! Gabriela Barbu e numele meu, sunt din Iași, am 49 de ani.
Vă salut, domnule Goșu, domnule Striblea, și salut ascultătorii. Am puține emoții. Am precizat că sunt din Iași și că am 49 de ani ca să mă fac mai bine înțeleasă pentru ceea ce vreau să spun. Din punctul meu de vedere, de la mine se vede așa. E un moment foarte bun pentru România și pentru interesul nostru național. Îl asemăn cu cel de la 1914 sau cu cel de la 1990 pe care îl menționa domnul Goșu și justific acest lucru prin poziționarea noastră și tot ce am înțeles eu că se întâmplă. Din cunoștințele mele, din ceea ce știu și sunt, eu văd lucrurile cam așa. Iașul mi se pare că devine capitala României și Constanța portul României și nu numai al României, ci și mai departe. Stai că va trebui să ne explice asta după publicitate. Exact. Te rog frumos să o luăm ca pe o metaforă deocamdată, să vedem ce înseamnă. Publicitate, România în direct cu Armand Goșu în 2 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Care este relația noastră cu Ucraina, care ar trebui să fie relația cu Ucraina după mesajul de ieri al președintelui Zelenski. Continuăm cu explicații despre ce ne leagă și ce ne îndepărtează în aceste zile. Am întrerupt-o pe Gabriela la jumătate. Ea spunea în felul următor, capitală la Iași. Ce vrei să spui cu asta? Mai explic imediat. Prealabil, eu văd lucrurile așa. Ucraina îmi pare o tablă de șah pe care acum își dispută supremația, ca să spun, 2-3 sau mai multe puteri. Nimic nu mai este la fel față de ce am trăit ieri și suntem într-o nouă paradigmă, atât națională cât și globală. Mă explic că Iașul devine capitala sau a devenit deja, îndrăznesc, da? Capitala României prin poziția geostrategică și același argument e valabil și pentru Constanța,
Și cred că mai bine decât mine poate explica domnul Goșu, care, dacă e de acord cu mine, are mult mai multe informații ca să explice pe larg acest lucru. Acum eu voi răspunde indirect la tema al dumneavoastră, pentru că îndrăznesc să spun că e mai important să răspund în felul următor. Spun că e un moment foarte important pentru noi ca națiune, pentru noi ca popor, nu ca să fim calificați ca revanșarzi ocupând teritorii care ne-au aparținut, și mă refer la Moldova, Bucovina, poate și în sud, ci acesta este un moment excepțional pentru noi ca popor și pentru clasa politică, pentru a repune pe agenda unii și poate mai departe această chestiune care ne leagă de frații noștri și de ceea ce suntem noi ca și popor. Adică, și simt că este momentul ca să redevenim ce am fost odată și mă refer la 1918. Adică să punem pe agenda Uniunii Europene o posibilă recuperare a teritoriilor românești? Nu aș numi o recuperare, ci aș folosi termenul pe care l-a folosit domnul Goșu, o reîntregire. Ceea ce, deci nu vorbesc despre rescrierea unor granițe, ci de repunerea lor așa cum au fost odată. E o mare diferență între... Exact, România mare. Dar punerea pe agenda, spui tu, adică începerea unor discuții, da, care să prezinte avantajele... Da, nu numai punerea pe agenda, ci și un moment foarte bun geopolitic și geostrategic pentru noi ca națiune. Se abțin, Gabriela, că ne ascultă ambasada rusă acum și o să zică, ia uite, iar au românii revendicări teritoriale. Deci când spui repunerea pe agenda, tu vrei să modificăm granițele cu Ucraina și să dispară Moldova? Sau cum? Cum vezi tu lucrurile? Nu. Cum ați spus dumneavoastră mai înainte, când v-ați referit la Moldova, ați folosit termenul de reîntregire, da? Ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Dar nu vreau să intru într-o zonă în care nu am competență. Aș vrea să spun un singur lucru. E momentul în care am reținut ce ați afirmat despre clasa politică și că actuală, și că nu, până la acest moment nu are, în opinia dumneavoastră, răspunsul pe care ar trebui să-l aibă. E și opinia mea neînsemnată, desigur. Eu însă vreau să spun următorul lucru. Eu simt că e momentul în care fiecare dintre noi, români care suntem, în locul în care suntem și cu, cum să spun, ocupația pe care o avem, mă refer la toți, da? Așa. Putem face ceva fără să mai așteptăm acel acea obișnuită victimizare cu care suntem cu toții învățați, toți aștept greu să facă primarul... Da, mulțumesc tare mult. O secundă, că vreau să mai fac loc și altor persoane. Am înțeles mesajul tău. Te întorc la... pe Arman Goșul întorc. La reîntregire. Adică, încă o dată, poți să ai vreun tip de pretenții? Nu. Și mare atenție să nu ne jucăm cu cuvintele. Nu-mi dau seama în ce context am reîntregire, dar să nu interpreteze cumva cineva acest lucru ca un demn la revendicări teritoriale și la politică revanșardă, revizionistă. Doamne ferește, asta ar mai trebui acum României, care destul de multe bube în cap. Dacă se putea face acea reîntregire, eu cred că am folosit termenul în contextul destrămării Uniunii Sovietice, atunci în 1991, da, s-ar fi putut face așa ceva. Și în momente istorice de tipul ăsta se poate face așa ceva, dar astăzi tu nu mai poți să faci elita, există o elită politică la Chișinău. Poți să zici că nu există națiune moldovenească din punct de vedere istoric, că Stalin, că nu știu ce, dar există o națiune civică moldovenească, oamenii au statul lor.
Nu? Și nu poți să le spui, știți, renunțați voi la statul vostru, veniți partea României, că nu vă adește, vă mai mărim niște pensii. Lucrurile astea nu se fac în legătură cu teritoriile Ucrainei. Păi, sudul Republicii Moldova, fostul, sudul al Basarabiei, care sunt de regiune de Odessa, sunt foarte puține sate românești acolo, e o minoritate, totuși, nu foarte consistent în legătură cu Cernăuțiu. Atenție, nu vă jucați cu cuvintele sau ce credeți că ați reținut de la orele de istorie. Cernăuțiu n-a fost niciodată oraș românesc. Nu se punea problema anexării, extinderii României după primul război mondial și cu nordul Bucovinei. Au fost negocierile între Brătianu și Sazonov, ministrul de externe al Rusiei, iar granița negociată între cei doi în 1914-1915 este undeva granița de astăzi, mai puțin ținutul Herții. Pentru că în zona respectivă tu nu mai ai populație românească decât puțină, mai câteva sate cu populație românească. Deci haide să nu intrăm în zona asta, că ucrainienii amintesc că au și niște sate ucrainiene până nu pe lângă Baia Mare, au niște sate ucrainiene pe Botoșani și nu mai terminăm cu idealul este pe aceste frontiere care sunt astăzi cu care am fost primiți în Clubul Occidental, să nu ne jucăm cu ele pentru că riscăm să fim dați afară și să ajutăm Ucraina, statul ucrainian și statul Republica Moldova, așa cum sunt ele astăzi, să intre și ele în Clubul European, ca într-adevăr să fim acolo cu frații noștri români de care spunem că ne pasă atâta. În actualele granițe. Dane, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Siblea, bună ziua, domnule Goș. Aș construi un pic mai departe pe ceea ce spunea chiar câteva momente înainte domnul Goșu. Personal, cred că trebuie să privim lucrurile în acest moment ca aflându-ne într-un punct de inflexiune. Trebuie să vedem cum ne dorim să arate România, cum ne dorim să arate Ucraina într-o Uniune Europeană. Și asta trebuie să o facem pentru ceea ce își doresc copiii noștri și nu neapărat pentru ceea ce ne dorim noi astăzi. Este vorba despre o generație nouă, o generație care are aripi, care nu are granițe și pentru care sigur că istoria contează, dar cel mai mult contează libertatea de mișcare, libertatea de expresie, oportunitatea de a face lucrurile acolo unde își doresc ei. Ați zis de o Ucraina în spațiul Uniunii Europene, am înțeles bine, da? Da, asta cred eu că trebuie să se întâmple. Pentru asta trebuie noi, România, să muncim, să lucrăm acolo unde ne aflăm, în forurile Uniunii Europene. Ucraina are un acord de liberă circulație pentru cetățenii săi, dacă nu are asociere, are DCFTA-ul. Discutăm numai despre libera circulație, discutăm despre oportunitatea de a avea o economie uriașă alături de Uniunea Europeană, care, sigur, așa cum am devenit și noi, probabil, în ultimii 30 de ani, reprezintă o piață de desfacere foarte mare, dar în același timp aduce cu sine o mulțime de bogății. Da, vreau să-ți precizez doar că ieri a apărut articolul ăsta din RIA Novosti, pe care Armand Goșul știe foarte bine, care e așa un fel de program de denazificare a Ucrainei și care, atenție, are referire fix la ce spui tu, pentru că zice așa, acest articol care înglobează, cred eu, viziunea rusească destul de corectă la vârf. Armand Goșu, să mă contraziceți dacă greșesc undeva. Eu sper să nu fie chiar așa, sper doar niște nebuni, niște exaltați. Bun, ok, Dan, fii atent. Zice articolul din RIA Novosti. Însuși Occidentul colectiv este proiectantul, sursa și sponsorul nazismului european, da? Adică ceea ce ai spus tu în momentul ăsta este, din punctul de vedere al Moscovei, o acțiune nazistă. Da, întotdeauna vor exista puncte de vedere diferite. Întrebarea este unde trebuie să fie Ucraina și dacă ei își doresc să fie acolo. Dacă ei își doresc acolo, să ajungă acolo, să aibă aceste libertăți, atunci rolul nostru este să ajutăm, să facilităm acest înțelept. Lucru. Foarte înțeleg. Mulțumesc tare mult. Nu te contrazic, doar te-am pus la încercare. Sigur că asta va fi mereu o sursă de tensiuni, cel puțin așa. A început cu ceva foarte deștept. A zis să nu ne gândim doar la noi, să ne gândim și la generațiile viitoare. Sigur că deci, da.
pentru ca generația copiilor noștri și a nepoților noștri să nu mai aibă războaie cu Rusia, ar trebui ca la est de România să existe o Ucraina solidă, puternică și integrată în clubul european. Cornel, salutare! Salutare! Te ascultăm! Salut pe dumneavoastră și pe domnul profesor. Mă bucur că am reușit să intru în direct. Mă bucur că l-am văzut pe domnul profesor la Timișoara, acum în weekend, la Bookfest. Da, m-am bucurat să fiu acolo. Ce este? Cartea dânsului și îl întrebasem atunci ce șanse avem ca să ne atace și pe noi și spunea că ne suntem la sarmale. Sper să nu ajungem până acolo. Nu, noi ziceam de meniu și meniu, știți cum e, cu ciorbă, cu felul întâi, felul doi, friptură și mai pe la spate sarmalele. Deci noi stați, lansați acum întrebarea în spațiu public. Deci l-ați întrebat pe Armand Goșu dacă există o posibilitate ca Rusia să ne atace și pe noi. Și ne-ați trecut pe locul 4, Armand Goșu. Deci asta e... Da. De ce pe locul 4? Sperăm că nu o să ajungem până acolo. Depinde de Ucraina, să știți. Ucraina nu luptă doar pentru ea. Eu nu știu dacă lucrul ăsta e înțeles corect în România, dar Ucraina, să știți că luptă pentru toți occidentalii, pentru toți europenii, în primul rând pentru vecinii, pentru noi, pentru Polonia, pentru țările baltice. Pentru că dacă Ucraina pică, repet, poate că nu o să fim primii pe lista Rusiei, primii în meniu după Ucraina. O să fie Polonia, poate țările baltice, dar vom fi și noi după. Deci, scenariile pe care le-am făcut la acum o lună, cred, că se împlinește o lună, rămân valabile, nu? Adică angajarea unui război cu NATO nu s-a terminat. Chit că noi avem impresia că Rusia ia bătaie pe multe planuri. Rusia, în momentul ăsta, se retrage și se reconsolidează și reface armele pentru un nou atac. Cornel, totuși, relația cu Ucraina cum va fi? Să sperăm că Ucraina va rezista, cum a dat dovadă până acum, și că, să zicem, ne va fi vecinul nostru, încă ne va fi vecinul nostru la nord. Nu vom redeveni vecini cu prietenul nostru roșu. Părerea mea este că noi ar trebui să nu fim foarte justițiari în ceea ce presupune relația și trecutul nostru cu Ucraina. Ar fi bine să rămânem la a vedea situația actuală și a lăsa istoria eventual a judeca ceea ce a fost în trecut. Da, adică o pasăm generațiilor viitoare. Asta e... Oarecum, da, să zicem așa. Pentru că dacă stăm să revizuim toate, să zicem, micile altercații, micile discuții care le-au avut cu toți vecinii noștri, nu o să ajungem nicări. O să fie tot timpul, o să vin tot timpul în mici tentative de revizionism cu toți vecinii noștri și Ucraina în momentul actual are nevoie de susținere și cred că noi suntem în măsură să-i acordăm acest sprijin de care are nevoie. Cred că România asta deja face acum. Finalul acestei emisiuni cu Armand Goșu ni-l aduce pe Pavel. Pavel, salutare, ești la ora concluziilor. Bună ziua, vă salut. Plecând de la o realitate, în primul rând, aș vrea să remarc că în momentul de față, România are doar doi vecini cu care poate sta de vorbă, adică Ucraina și Bulgaria. Ținând cont de alegerile care au avut loc în Ungaria și în țările vecine, în Serbia și Ungaria. Indiferent ce probleme s-ar ivi între vecini, în momentul de față, pe cale diplomatică, doar cu cei doi vecini se poate sta la masă. Se poate sta la masă și se pot obține rezultate. Așa, da, așa, da, corect exprimare. Da. Că din când în când înțeleg că ministrul de externe de la Budapesta vine prin România, dar nu ajunge niciodată pe la București sau destul de rar. Înțeleg că își face... Vine nu în calitate oficială. Adică da, am prins șmecheria asta, da. Da, da. Și ar trebui să plecăm de la această realitate
ca să dăm răspunsul la întrebarea care ar trebui să fie relația noastră cu Ucraina. Și o altă realitate este că dacă Ucraina era învinsă sau va fi învinsă, curajul Federației Ruse este enorm. Va spori. Da. Și e clar că nu se oprește la nivelul Ucrainei. Că noi vom fi al treilea, al patrulea, sau nu vom fi deloc, oricum o să fie în zonă o răzmeriță destul de mare. Pavel, îți mulțumesc. Viața noastră, așa cum o știam, spun de multe ori aici, să cam schimbă. 30 de ani de pace parcă se încheie. Dacă nu începe un alt fel de război, un război rece, tot vom avea parte în următorii ani, Armangoș. Sau nu. Sau nu. Depinde dacă pică Putin. Sau cât de repede pică Putin. Okay. Putin e încă tânăr, conform standardelor de viață actuale. Conform mediei de vârstă la bărbați în Rusia, Putin e deja bătrân. Da. Ok. Și establishmentul rusesc ce spune de chestiunea asta? Păi de el depinde. El trebuie să se ocupe de evacuarea lui Putin de la Kremlin. Hai să încheiem în această notă. Tu ești dintre noi toți, acești 500.000 de oameni care ne ascultăm și vorbim în momentul ăsta, singurul probabil care citește zi de zi presa rusească și informații care analizează corect ceea ce se întâmplă în Rusia. E ceva care se simte la Kremlin? E o mare nervozitate. Și Putin n-are cum, chiar dacă a fost până acum dezinformat de servicii, nu are cum să nu realizeze că... Dar, sigur, asta nu va determina să renunțe la planurile lui inițiale. Sigur, și le ajustează, nu se mai concentrează pe partea de vest, se concentrează pe partea de est, o să încerce jumătate de Ucraina, dar asta nu înseamnă că în câteva luni nu-și poate pune pe picioare o altă armată să trimite, pentru că e o problemă acolo în general, ca să rușii în general în teatru de operațiuni trimit efective duble, triple față de adversar ca să obțină victorie. Asta, Putin cumpără timp ca să pună pe picioare o nouă armată cu care să încerce să obțină, să-l oblige pe ucraineni, să-l oblige pe Zelenski la concesii. Concesii mari, adică nu e vorba de un acord Minsk 3 acum, e mai mult, mult mai mult decât atât, pentru că a curs prea mult sânge. Armand Goșu la România în direct. Punem punct aici, sigur că e experiență pe care o să repetăm. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun tuturor spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.